Unul din patru cupluri din România suferă de infertilitate. În trecut, adopția rămânea cea mai bună variantă, însă acum, odată cu tehnologia avansată, cuplurile se orientează spre băncile de ovocite și de spermatozoizi. 81% dintre cuplurile care au apelat la astfel de donatori au reușit să devină în scurt timp părinți. O echipă Prima TV a intrat într-o astfel de clinică. În pandemie a crescut cu 55% numărul cuplurilor care au apelat la donatori. Același lucru l-a făcut și Monica. Timp de 7 ani și-a dorit să aibă un copil și nu a reușit. A pierdut 13 sarcini. Într-un final a recurs la ovocite printr-o bancă de profil. Imediat după procedură a rămas însărcinată, iar acum o mai despar doar câteva zile de momentul în care va da naștere primului copil, un băiat complet sănătos. Am ajuns să-i mulțumesc lui Dumnezeu că există această posibilitate și am zis, dacă există această posibilitate, de ce să nu profit de ea, că până la urmă, practic, acel bebeluș, dacă acel embrion care se prinde și care îi dau viață, deci crește în interiorul meu, în corpul meu, eu îi dau viață, eu îl cresc, eu am grijă de el, deci nu m-am gândit la gura lumii, am zis doar să reușesc să am propriul meu copil. A analizat mai multe portofolii oferite de banca de ovocite din Spania și și-a ales donatorul în funcție de dorințele pe care ea și soțul ei le aveau. Ne-am ales în funcție de caracteristicile mele fizice și ale soțului. Am ales ovocitele, adică am ales persoana donatoare. Să aibă trăsături asemănătoare cu ale noastre, ca să spun așa. La morfologia de trimestrul 3 și, nu știu, eu văd niște trăsături și ale soțului meu și ale mele la bebe. Fertilizarea in vitro cu ajutorul unui donator de spermă sau de ovocite dă greș foarte rar. Studiile arată că peste 80% dintre femeile care au apelat la această variantă au rămas însărcinate. Mai mult, în ultimii 2 ani a crescut numărul cuplurilor care au ales această metodă. Foarte rară e situația din a doua încercare. A treia nu prea avem. Ajung și la 25 și la 26 de ani să aibă probleme și să apeleze la noi la fertilizare in vitro, să o facem cu ovocitele lor sau chiar să comandăm ovocite. Este un număr mai mare și mult mai multe cupluri s-au axat pe această problemă odată cu apariția pandemiei și a crescut numărul de solicitări pentru a avea copii. Unul din patru cupluri suferă de infertilitate și în România și la nivelul Europei și pacienții au venit. A crescut numărul pacienților care se adresează pentru procedurile de FIV cu ovocite donate, pentru că vârsta femeilor care doresc să obțină o sarcină a crescut. Medicii care le ajută pe femei să rămână însărcinate spun că se simt onorați că reușesc cu ajutorul științei să dea viață. Am avut cupluri care au ajuns la 9-10 fertilizare și au rămas din prima. Mă consider mămica acestor copii până îi pun la mama lor biologică. Practic, aici începe viața. Aici se formează omul. Sunt multe cupluri care decid să-și congeleze lichidul seminal și ovocitele. În acest fel, practic, se asigură că vor putea să facă copii la orice vârstă. Au fost și cazuri în care o femeie a rămas gravidă cu ajutorul ovocitelor pe care le-a înghețat în urmă cu 29 de ani. Aici, practic, sunt câteva sute de vieți vitrificate. Ele, când le devitrifici, își reiau ciclul de viață și de aici putem obține sute de copii. În această bancă sunt sute de copii. Se întâmplă des ca femeilor să le fie frică să apeleze la ovocitele donate. Trăiesc cu gândul că bebelușul nu va semăna deloc cu ele. Chiar dacă ovocitele sunt donate, da, femeia care naște copilul în România este mama acelui copil. Chiar dacă materialul genetic nu este 100% al ei, copilul va împrumuta foarte multe trăsături, în special trăsături comportamentale de la mamă. În România, donarea de lichid seminal și de ovocide este interzisă, însă femeile care își doresc să apeleze la astfel de proceduri pot apela la băncile din Danemarca sau din Spania.